funcție de cine a fost în momentul respectiv ministru pe respectivul minister și de interesele politice, există mai multe planuri, inclusiv planuri naționale legate de reconstrucția ecologică a terenurilor degradate, dar vă spuneam că nu sunt suficient de multe fonduri pentru asta și vă spuneam în același timp că, deși există multe bune intenții, întotdeauna când există provocarea de a rezolva probleme sociale, din păcate, mediul este întotdeauna lăsat ultimul ca rezolvare. Și deși există niște planuri, niște politici, de multe ori ele nu se implementează, pe această motivație nu avem bani. De aceea noi încercăm să venim cu o contribuție, nu le spunem lor ce să facă, ei știu ce ar trebui să facă, dar n-au cu ce. Și atunci venim pe partea cealaltă, strângem fonduri, facem proiectele ca la carte, pentru că inclusiv Ministerul Agriculturii a dat kicks, ca să zic așa, cu fonduri de la Banca Mondială. Ei au împădurit aproximativ 1000 de hectare, deci de 30 de ori mai mult decât am făcut-o noi în cei 5 ani de proiect. Au împădurit 1000 de hectare doar cu salcâm, ceea ce din punctul meu de vedere este o catastrofă ecologică. Și au făcut lucrul ăsta pe terenul unde nu se făcuse proiect tehnic și din anumite motive de natură biologică sau solul respectiv nu suporta pădurea de salcâm, nu tot ce s-a plantat s-a prins și atunci au fost bani efectiv irosiți. Dar asta pentru că, așa cum vă spuneam, pădurile au trecut ba la agricultură, unde nu erau experți silvici, ba la mediu, unde iarăși poate nu existau experții silvici, și din tot acest haos la nivel instituțional s-au produs și niște rezultate mai puțin de dorit. Mulțumim. Pentru alte întrebări. Tema simpoziunii e fitul sub schimbarea. Deci cum pot persoane să ajute în criza de mediu. În primul rând, tot proiecte cum ne trăim viața de zi cu zi, la ce mâncăm, când mergem cu mașina, cum ne comportăm și ne relaționăm unii față de ceilalți, acțiunile personale la noi acasă. Pe locul, deci la acțiuni la nivel de societate, să faci un parteneriat cu, de exemplu, cu ONG-ul Viitor Plus, dacă vrei să voluntariezi sau dacă vrei să donezi și să adopți un copac. Dar foarte important, vă spuneam, este chiar dacă în urma acestei întâlniri veți pleca puțin atinși emoțional de mesajele din aceste sesiuni, nu este suficient dacă nu împărtășiți și cu ceilalți. Pentru că doar pentru că dumneavoastră știți, asta nu înseamnă că și cei din jurul nostru știu. Și cred că fiecare dintre noi are în primul și în primul rând rolul de mesager și are rolul de a fi un model. Degeaba spui cuiva ce să facă dacă tu nu o faci. De asta eu fac colectare selectivă acasă, de asta eu folosesc produse biodegradabile pentru curățenie, de asta am o alimentație aproape de vegetarianism. Eu chiar trăiesc ceea ce propovăduiesc între ghilimele și cred că asta putem să facem fiecare dintre noi. Primul, să trăim un stil de viață sănătos, la nivel fizic, mental, emoțional. Da. Doi, să fim un exemplu față de ceilalți. Da. Și să inspirăm, să le spunem de ce se întâmplă, să le spunem ce pot face. Să fim un exemplu. Și de exemplu. Puterea exemplului. Exact. Dacă ați văzut pe scaune, am pus niște mape. Dacă deschideți mapele, o să vedeți o politică de angajament personal în beneficiul comunității. De exemplu, Florin, pasiunea lui este să alerge. Și mi-a spus că îi place foarte mult natura și modul lui de a proteja este de a aduce acest mesaj prin alergat. Să spună oamenilor, noi trebuie să avem mai mult, haideți să ajutăm la împădurirea pădurii copiilor. Deci este un mod de a-ți aduce pasiunea pentru beneficiul comunității. Iar în coloana din partea dreaptă, să scrieți de ce credeți voi că este nevoie în comunitatea mea. După ce ați scris și în partea dreaptă, să încercați să uniți
cu săgeată, coloana din partea stângă cu coloana din partea dreaptă. Și unde se intersectează, acolo este contribuția pe care dumneavoastră puteți să o faceți. De exemplu, mie îmi place așa, mereu să învăț, să citesc despre ce este nou. Și îmi place să interacționez mult cu copiii. Și, și bineînțeles să fiu în natură, să mă plimb, să fac sport în aer liber. Iar de ce cred că este nevoie în lume? De mai multă educație și comunicare. Și modul meu de contribuția mea este să aduc programe de educație sau ceea ce am învățat eu prin studiile mele pentru copii. Asta e un exemplu. Sau să promovăm aceste idei de schimbare sau de educație prin sport. Vrea cineva să ne spună ce a descoperit? Eu am preferat proiectele culturale și sociale. Și de ce este nevoie în lume sau în comunitatea mea, eu am spus de inițiativă și de disciplină. În toate astea, cred eu că am găsit, bucuria mea găsesc atunci când pot să-mi folosesc creativitatea exact în proiectele pe care le inventez. Deci sunt nenumărate proiecte pe care unele pe care nici nu le cunosc, dar sunt sigură că îmi fac plăcere și pot să le aplic. Pot fi domenii total diferite de profesia mea, de arhitect. Deci pot să folosesc un proiect, este un proiect sub orice formă ar fi el. I-a spus un cuvânt magic, creativitate. Cred că ce ne lipsește acum este este creativitatea. Suntem vreo... Toată lumea are creativitate. Totul este să-i dai frâul liber și să găsești conjunctura sau grupul de oameni și lucrul în echipă este extraordinar de important. Se stimulează creativitatea în echipă. Lucruri pe care eu nu le pot face, îl găsesc în partenerul meu. De aceea, între ONG-uri s-a creat multă solidaritate, pentru că fiind împreună și noi două avem experiența noastră de la Bruxelles, am putut face mult mai mult decât fiecare singură în parte. Vrei să vorbești puțin, Silvia, despre ONG-ul tău și ce ai învățat, de exemplu, la Bruxelles și lucrul în comun? În primul rând, mi-a plăcut foarte mult ce am auzit de la doamna care a vorbit înainte, de la domnișoara Teodora, mai ales că am și vorbit puțin la telefon. Și ce pot eu să vă spun este că proiectele noastre, Asociația Heritage, s-a dezvoltat în jurul proiectelor culturale și de patrimoniu, în principal. După care au fost proiecte sociale, au venit peste noi în alte provocări și am intrat în proiecte de medicale și de sănătate și proiecte de mediu. Atunci, bineînțeles că fiecare proiect, fie că era editorial sau era un proiect cultural, de peisaj cultural, de patrimoniu, modul de abordare este diferit și la fel. Pentru că ai nevoie, în primul rând, să-ți formezi o echipă și asta nu se poate face decât prin a aduce lângă tine oameni la fel de entuziaști. E necesar să găsești, deci omul clar sfințește locul și acești oameni niciodată nu trebuie să pună întâi condiții, deci ei sunt cei care fac întâi treaba și după aceea la sfârșit văd ce se întâmplă. Deci nu, sunt persoane care se implică indiferent de consecințe. Deci au un fel de abordare fără rezerve. Acești oameni sunt între noi. Deși avem și altă categorie de oameni cu frâne, cu frâna așa, și aceștia sunt și ei sunt extraordinar de buni pentru că ei sunt cei care îți dau dimensiunea situației tale într-un proiect. De multe ori poți fi puțin prea nebun când abordezi un proiect, deci ai nevoie și de acești parteneri. În proiectele noastre, în general, am avut norocul, șansa, noi ca arhitecți,
să am parteneri de foarte bună calitate, în sensul că am avut mereu parteneri Uniunea Arhitecților, Ordinul Arhitecților din România, ONG din Olanda, de Düren, avem, acum am avut Pace Mama, Universitatea de Arhitectură Ion Mincu, deci am avut șansa să fim în niște colective foarte bine protejate, deja sub umbrelă foarte, foarte bine, ca să nu mai vorbesc despre